Sunt vești proaste pentru agricultorii din întreaga țară. România nu va primi niciun leu pentru irigații. Vestea a venit ca un trăsnet pentru fermierii din zonele afectate frecvent de secetă. Da, uite, domne, ia uite, pământ, îl vânturi, e țărână curată. Dacă nu e apă, nu e producție, nu e nimic. Proiectul privind strategia pentru irigații în România nu va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministrul Agriculturii Adrian Oros spune că motivul respingerii planului a fost că nu era suficient de verde, deși în opinia sa soluția era foarte bună. În tot acest timp, sistemul de irigații din multe zone ale țării este la pământ. După Revoluție, nimeni nu a mai investit deloc pe acest segment. Avem o infrastructură. Da, a fost lăsat în ultimii 30 de ani în paragină, dar aceste canale se pot izola și am putea să le dăm cât se poate de repede în folosință. Acest canal are în jur de 50 de kilometri, deservește în jur de 25 până la 27.000 de hectare. Haideți să-l facem. Partea de sud a județului Mehedinți este lovită de secetă frecvent spre nemulțumirea agricultorilor. Până în 2000 a fost irigații pe canal aici, din 2000 Nu s-a mai băgat niciun ban, nu s-a mai alocat nimica pentru irigații și spunea cineva că noi aici, zona asta de sud, suntem foarte vitregiți, da? Trece Dunărea pe lângă noi aici la 300-400 de metri și noi ne uităm în sus ca să ploaie. Și pierdeți? Pierdeți la greu, da. Să ia bani, că au mai luat, dar dacă nu se face nimic. Ce face cu banii? Uite, stați-i, vă duceți să vedeți, nu are o pompă în ea. Duceți-vă la lantă, stau 4 angajați. Ce produc? Nimic, ani de zile. Și culturile? Culturile se duc dracu toate. Și Dunărea e la doi pași. Păi este Dunărea, dar... Acolo. Na, să-l sculăm pe Ceaușescu, ăla dacă ar fi, ar băga apă, dar ăștia niciun caz. La suprafața pe care am cultivat-o anul trecut cu porumb floarea soarelui, am pierdut în jur de 600.000 de euro, vorbind de producție sau deficitul de producție care am avut-o la hectar. Am avut în jur de 2 tone, în alte zone unde a fost ploios, au avut peste 10 tone la hectar. În 2019, într-adevăr, eu am avut 9.500 producție medie de porumb la hectar. Deci, vă dați seama câtă pierdere avem dacă nu avem astfel de irigații. Fermierii sunt revoltați și spun că ministrul este incompetent și că nu a prezentat corespunzător planul, deși știa gravele probleme din agricultură. Erau bani care se investeau în infrastructura principală de irigații și atunci aveam și noi apă la culturi. Din păcate, proiectul depus de România, tot ce înseamnă economia, a fost de 1200 de pagini. Pe agricultură doar o pagină a fost. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană nu avea cum să aprobe un astfel de proiect pentru atâția bani, să prezinți un astfel de proiect într-o pagină. Este inadmisibil. Din punctul meu de vedere, eu cred că conducerea Ministerului, Ministrul Agriculturii, ori nu a vrut, ori nu e capabil să conducă acest minister. În lipsa unui sprijin venit din partea statului, fermierii caută soluții pe cont propriu.